Cu o zi înainte de inaugurarea bibliotecii George Radu Melidon, romașcana Florentina Niță, româncă ce trăiește în Italia de 16 ani, s-a întors la Roma simțind că trebuie să facă și ea ceva pentru orașul în care s-a format. Deja cunoscută poetă în diaspora, Florentina Niță a obținut în peninsulă recunoașterea valorii sale cu volumele de poezii participante la mai multe concursuri literare din Italia. Am fost invitată să fac parte din juriul unui concurs de poezie pentru elevi la liceul Petru Poni. Și am aflat de asemenea de zilele romanului și am vrut să, măcar în puținul timp la dispoziție, să particip și eu la această mare sărbătoare a orașului roman. Florentina Niță s-a lansat în literatură scriind poezii în limba română și pentru români. Toate cele patru volume de poezii au văzut lumina tiparului la edituri din țară. Și lansarea fiecărui volum de poezii s-a făcut acasă, fie în orașul natal, fie la diverse evenimente culturale, cum ar fi târgurile de carte de la București sau Piatra Neamț. Dar poezia sa a fost apreciată și la concursurile organizate de asociațiile culturale din Italia, unde a obținut și premii de prestigiu. Parcursul meu poetic a început la Roma, de aceea mi se părea firesc să vin să las și un semn din creațiile mele pe aceste locuri. Cred că cel mai nimerit loc este acest lăcaș de cultură, care este o bibliotecă unde generațiile viitoare vor putea să găsească câteva din gândurile, din sentimentele mele. Vreau să spun că aceste cărți sunt de fapt tipărite toate în România, sunt toate în limba română și eu continui să scriu și să gândesc în limba română, chiar dacă trăiesc în străinătate. Cu una din aceste cărți am participat la un concurs de poezie în Italia, organizată de o româncă stabilită acolo de mai mulți ani, și acel concurs avea o secție de română și o secție de italiană. Eu m-am înscris la secția de limbă română cu cartea Sonete și fum, apărut la editura Timpul din Iași. Și am avut bucuria să obțin locul întâi la acel concurs. Florentina Niță intenționează ca pe viitor să scrie și în limba italiană, după ce de o bună bucată de vreme traduce în italiană intens din operele poeților români. De asemenea, eu mai particip și la alte concursuri în Italia. Pe viitor voi edita și cărți în limba italiană ca să pot să mă pot exprima și să mă fac înțeleasă și de țara gazdă. Șefa Bibliotecii Municipale, George Radu Melidon, apreciază gestul făcut de Florentina Niță, care scrie, trăiește și visează în limba țării natale și care simte datoria morală de a returna concitadinilor rodul muncii sale poetice. Am văzut în volumul Zidir de Cuvânt și o poezie cu titlul Las un semn. E un semn lăsat generațiilor viitoare, pentru că, așa cum bine știți, Biblioteca Municipală are ca principal metodă de a-și dezvolta colecțiile, achiziția de carte, însă și donațiile de carte ocupă un loc important. Sunt donatori și din roman și instituții. Toate donațiile se regăsesc în fondul de carte scriitor romașcan sau cărți cu autografe. Apreciez munca doamnei. Eu știu din ziar, e prima oară când o întâlnesc față în față, îi știu doar articolele, am avut astăzi șansa să o și cunosc. Scrie poezie, poezia dintre genurile literare este, cred eu, cel mai greu. Adică poezia nu e floarea, e roa de pe flori. Florentina Niță, inginer electronist și informatician, a fost între 1995-1999 redactor șef al săptămânalului Gazeta de Roman, unde a publicat creații literare sub pseudonimul Florina Nacu și a activat la cernaclul literar Arcadia, care funcționa pe lângă același hebdomadar. Din anul 2000 s-a stabilit în Italia, unde lucrează ca informatician la o firmă privată. Aceasta este puternic ancorată în viața Centrului Cultural Italo-Român, mare parte din creațiile sale fiind publicate în anuarul acestei instituții. Susține participarea elevilor români la concursul internațional de poezie Centro Giovanni Poezia, traducând poeziile tinerilor în limba italiană. Este autoarea a patru volume de poezii, Aripi de gând 2011, Poezii într-un ierbar 2012, Sonete și fum 2014 și Zidir de cuvânt în 2015. Anul acesta îi va apărea în Italia un volum de poezii biling română-italian la editura Genesi din Torino. Florentina Niță se află la a doua donație de carte, prima fiind făcută în urmă cu 2 ani către Muzeul Calistrat Hogaș al Colegiului Național Roman Vodă, căruia i-a dăruit și colecția Gazetei de Roman.